În urma unui studiu s-a descoperit faptul că japonezii dețin o rețetă magică pentru longevitate și fericire, care are la bază un somn odihnitor și obiceiuri bine înrădăcinate. Se spune că japonezii nu doar dorm, ci practică arta somnului. Ritualul lor de somn începe cu un program strict,ul care devreme înainte de ora 23. Această practică nu este doar o regulă, ci o modalitate de a-și hrăni trupul și mintea. În timpul somnului, corpul eliberează substanțe chimice care combat stresul și ajută la echilibrul emoțional. Secretul japonezilor este de asemenea legat de alimentație. Cina târzie este înlocuită cu o porție de supă miso, o băutură savuroasă și hrănitoare care, conform tradiției, Aduce un somn liniștit și hrănește corpul cu nutrienții esențiali. În plus, japonezii au adoptat obiceiul de a face un duș cald înainte de culcare. Acest ritual nu doar că este o modalitate de a ne curăța trupul, ci și de a ne curăța mintea, relaxându-ne și pregătindu-ne pentru un somn odihnitor. Un alt aspect esențial al secretului japonez este durata somnului. Studiile arată faptul că adulții ar trebui să aspire la cel puțin 7-8 ore de somn pe noapte pentru a-și menține sănătatea fizică și mentală, relatează realitatea. tata